veștile bune circulă repede. Poveștile bune trebuie căutate. Ți le oferim pe toate la Vești și Povești. Vești și Povești cu Liliana Cristea. Ziua bună, stimați ascultători, este ora 13 și un minut, hai dați la drum în Maramureș. Pornim de aici, din studio, cu destinația Vișeu de Sus și ne oprim într-o locație deosebită, Dumbrava lui Pop. Pe lângă frumusețea locului și o lume total diferită de cea de la oraș, aici găsim și frumoșii câini din rasa ciobănesc de Bucovina, pe care îi crește din pasiune maramureșanul Ionuț Pop. De la gazda noastră vom afla despre îngrijirea, hrana și comportamentul acestei rase de câini omologate la nivel internațional anul acesta, în luna aprilie, la Shanghai, în China. Așadar, vedetele poveștilor de astăzi sunt Calinuca și Iancu și alți căței frumoși din gospodăria Maramureșan. Trist este faptul că aici, în Maramureș, unde ospitalitatea începe acasă, satele sunt pe zi ce trece tot mai depopulate. Mulți dintre localnici au ales de nevoie calea străinătății pentru un trai mai bun. Așa se face că tânărul nostru invitat a plecat și el un timp peste hotare, însă nicăieri în lume nu și-a simțit sufletul împăcat ca acasă. Și a revenit fredonând versurile populare, Maramureș, plai cu flori, mândru ești în sărbători. Profităm de această ocazie și nu ratăm nici călătoria cu mocănița pe Valea Vaserului, care poate fi o experiență memorabilă din această vacanță. Vă mai spun că pe lângă pasiunea pentru câinii din rasa ciobănesc de Bucovina, Ionuc Pop cântă și joacă moroșenește. A fost membru activ în ansamblul Maramureșul din Vișeul de Sus și este mândru că a participat an bun pe scenă la numărate concerte cu acest ansamblu, care se bucură de un succes răsunător în rândul publicului. În rubrica Personalități românești de seamă, colega Mirela Grecu ne amintește de geniul muzicii românești George Enescu. La numai 15 ani compunea deja poema română și primea recunoaștere internațională. În regia de emisie, colega mea Mariana Zamfira. Iar eu, de la microfon, vă spunem împreună, fiți bineveniți la veștile și poveștile de astăzi. Pornim un joc moroșenesc, Paul Daniel Ananie. La câmp cu flori, măi dorule, dorule, și la joc în sărbători, măi dorule, dor. Câmpui cu flori mărunte, măi dorule, dorule, și jocui cu neamuri multe, măi dorule, dor. Joacă neamul meu, măi dorule, dorule, musai ca să siu și eu, măi dorule, dor. Neamuri pretini să adună, măi dorule, dorule, și petrecem împreună, măi dorule, dor, mă! O
om juca și om hori, măi dorule, dorule, cu diete chinium cinsti, măi dorule, dor. Că gazda-i harnică tare, măi dorule, dorule, tornă hori în campăhare, măi dorule, dor. Neamul meu-i horitor, măi dorule, dorule, jucăuș povestitor, măi dorule, dor. Eu s-amân cu neamul meu, măi dorule, dorule, și mă-i veseli mereu, măi dorule, dor. Da, oi petrece și-oi cânta, măi dorule, dorule, cât-ai trăi cu lumea, măi dorule, dor. Pagina noastră de Facebook vă stă la dispoziție. Maria Chicheluș, o zi minunată, cu sănătate și bucurii vă doresc. Hailina Steliana ne salută. Cristinuța de la Târgoviște ne trimite mulți pupici. Liliana Boian, de asemenea, de la Pitești, ne salută. Stimați ascultători, dacă n-ați ajuns până acum în Maramureș, aveți ocazia să auziți povești spuse în Graineaoș de Ionuț Pop din Vișeul de Sus. Bună ziua, Ionuț, și bine ai venit alături de noi! Bună ziua și bine v-am găsit pe toți invitații sau telespectatorii dumneavoastră. Mă bucur foarte mult că ați poposit în țara Maramureșului, la poalele Gutinului, la poalele Pasului Preslop, și am intrat cu dumneavoastră în direct și mă bucur foarte mult. Dacă îmi permiți, dragul nostru prieten, să spun așa ca pe la voi, Ionuc. Am aflat că deții câteva exemplare de ciobănesc de Bucovina, foarte frumoase și presupun că și prietenoase. Se pare că această rasă de câini este o vedetă, pentru că a fost omologată cu puțin timp în urmă și la nivel... Exact, în luna aprilie, anul acesta. La nivel internațional. Care este motivul pentru care ai ales ciobănescul de Bucovina, care de fapt este un brand pentru suceveni, pentru moldoveni? Da, este un brand pentru suceveni, dar la creșterea și ameliorarea acestei rase și au contribuit și ceilalți din țară, din Maramureș, Bistrița, Sibiu, Timișoara și așa mai departe. Am fost foarte mulți oameni care s-au... Bineînțeles că eu am încercat să fac creșterea ciobănescului românesc de Bucovina la o învergură mai mare, cu rezultate în expoziții, cu pedigree și așa mai departe. Ori, prezentându-mă la câteva expoziții în zona Sucevei, n-am fost primit cu prea multă căldură și atunci am renunțat de a mă prezenta în expoziții și am făcut chestia asta de pasiune pentru aceste animale cu care am și crescut, vreau să vă spun, de mic copil. La noi în ogradă, prin anii 70-80, având tata oi, turmă de oi și animale, ciobănescul românesc de Bucovina a fost în paza și apărare a turmelor noastre. Dar sub alt nume, era carpatin pe vremea aceea. Chiar dacă era bălțat, alb cu negru, noi știam de carpatin. După aia, undeva de la 2000 încoace, 98, a început să știe mai multe despre această rasă ciobănescul românesc de Bucovina. Eu la vremea aceea îl creșteam ca și un câine de pază, carpatin era. Totuși este un câine impozant prin statura. Da, sunt niște câini rustici. Câini autohtoni, de talie mari, impunzânători, așa cum a spus și noastră, folosit de populație în zona montană, la pază, la hergheli, oi și bovine chiar. E un câine care se-l folosește și de show. Nu e greu de-l crescut. E un câine care se adaptează locului și e foarte, foarte docil, așa să spun. Bineînțeles cu stăpânii. În momentul când ai cărcat o gradă, atunci aș pune cuvântul și ăsta. Creșterea lui e foarte ușoară, cel puțin din punctul meu de vedere ca și crescător, că mi-e și drag până la urmă să-l cresc. Și fac totul cu plăcere și când faci ceva cu plăcere nu ți se pare a fi prea greu. Da, să face mâncare în curte la cazan, să cumpără și mâncare din magazine specializate pentru animale de la pet shop-uri, oase și așa mai departe.
Ce e mai greu un pic cu ei cu blana, când dă jos blana. Dar în rest nu mi se pare ceva deplasat sau ăsta. Și imaginați-mă că la mine în Canisa Iara sunt în jur de 8 exemplare. Așa te numești pe Facebook, eu te-am găsit acolo și așa te-am invitat să fii alături de noi. Canisa Iara se numește pagina de Facebook, Iara cu Y. Și acolo îți pot scrie toți prietenii noștri care sunt interesați să crească un astfel de cățel. Ai spus că nu este agresiv dacă nu-l calci pe coadă, dar să credem că acest câine se luptă cu ursul sau cu lupul, așa cum știm noi că era povestea. Da. Am avut exemplare care le-am dat pe timp de vară la stâni. Da. Am avut o femeie, țin minte acum vreo 6 ani, care mi-a adus-o din munte, sfâșiată de mistreți pe abdomen. Avea o plagă foarte mare și deschisă. Am dus-o în braț la medic, am cusut-o, am tratat-o și și-o revenit. Iar am avut un exemplar, un mascul, ce a avut probleme cu ursul. L-am vândut la Canisa de Ancestral, la Satul Mare, care i-a distrus șoldul din spate. Deci sunt cazuri care sunt crescute la mine, pățite la mine în curte și cu exemplare crescute de mine și nu vorbim acum prostii sau balivernie. Deci sunt chiar niște câini care se bagă la fiară, sunt încrezători așa în ei și în forța lor. Ce dimensiune are? Cam în cât timp ajunge la mărimea maximă, să zicem? Ajunge la înălțimea lui, de exemplu, am pe Crăișor, care în Canisa Iara, are 93 de centimetri la grebăne, un câine imens, un câine mare. El ajunge la vârsta asta și la înălțimea asta la vârsta de 2 ani. No, atunci deja e un câine matur, la 2 ani, 2 ani jumate. Până atunci crește. Și creșterea lui, și aș vrea să fac o paranteză, ca să nu zic să-mi strâmbe membrele posterioare sau inferioare, trebuie avut grijă să suplimenta cu calciu și cu minerale, pentru că creșterea lui e foarte rapidă. Și atunci e foarte important și necesită multă atenție și medicul să fie într-o armonie perfectă cu medicul pentru a-i da vaccinuri, tablete și ceea ce trebuie pentru creșterea lui. Cam cât timp le aloci cățeilor, Ionuc? Nu știu. Eu mă duc de câte ori am ocazia, poate și o oră, poate o jumătate de oră, poate și 3 ore pe zi, de în funcție de programul pe care l-am. Dar timpul alocat nu are limite, să știți. Odată ce e o pasiune și drag, e un astfel de câine, de ciobănesc românesc de Bucovina, timpul n-are preț. Păi atunci hai să trecem la numărătoare și să ne spui câte exemplare ai și de cât timp practic ai început să te ocupi de acești câini. Am 8 exemplare, 6 femele și 2 masculi. Am început de undeva de când eram în străinătate, în Spania. M-am întors cu gândul la câini, de fapt, la ciobănesc românesc de Bucovina. Și acolo am început să studiez iarăși. Nu mai era carpatin, deja era de Bucovina. No. Și atunci am zis același câine care l-am avut în ogradă eu, cu care am crescut, care m-a păzit și așa mai departe. Și atunci m-am întors și am cumpărat 2 exemplare, femelă și mascul, dar din păcate erau frați. Și i-am adus acasă, am crescut până la 2 ani de zile, dar de fapt eu n-am putut să fac mont între ei, că erau frate. Urmat pașii și elat să mă duc la diferiți prieteni, colegi care aveau canise cu mult, mult mai multe exemplare ca și mine. Am făcut și am investit foarte mult. Țin să vă spun că am investit foarte mult și familia la un moment dat a zis, mă, tu atâta timp dai pe câinii ăștia, bate norocul de nu știu dacă ți scoate tu banii care... Da. Vă dați seama, am cumpărat 2 pui la 400 de euro. Plus drumul meu, plus tăte fain, au fost aproape 500 de euro. N-am dat importanță lucrurilor astea, fiindcă mi-au fost dragi. Na. Și după aceea montă și așa mai departe, dar țin să vă anunț când o fătat prima dată, o femeie, codruța pe care o aveam, mi-a fătat atunci în jur de 10 puiut. Satisfacția a fost enorm de mare. Deci când am stat între ei și vedeai cum cresc, cum mănâncă, cum se joacă, plus fetițele mele încă erau alături de mine, era o plăcere imensă. Și atunci a venit plata și rezultatul sacrificiilor mele, să spun așa. Cății tăi sunt maramureșenii neau și am văzut că le-ai pregătit în stil tradițional cu știle din lemn. Sunt foarte bine îngrijiți acolo. De asemenea, folosești și motive tradiționale. Ai, cum se spune la voi, țol sau... Laibăr. Da. Sarcurile, și fiind în țara Maramureșului, nepoțele maramureșeane ies în evidență mai tot timpul și cu care ne și mântrim totodată, am vrut să fie și țarcurile, să fie într-un mod sau
specific Maramureșului. Și atunci am încercat să fac ceva făcute, bineînțeles, de mine și de mânuțele mele, făcute toate țarturile. Mi-a fost drag, da. Da, știi că acum se găsesc tot felul de hăinuțe pentru căței. Nu le-ai făcut și tu? Nu. Un costum tradițional și un clop eventual? Nu, fiindcă au blană, două rânduri de blană, pot să spun un fir lung și un fir scurt, care îi apără atât de frică și căldură și nu necesită îmbrăcăminte și așa mai departe. Și aș vrea să fac o paranteză aici, mulți crescători de câini duc câinii la diferite pet shop-uri pentru a-i tunge. E cea mai mare greșeală. Câinele trebuie spălat de parazitat cu toate analizele făcute și vaccinurile la zi. Câinele n-are nevoie de asta. Câinele, odată ce l-ai tuns vara, o să-i fie mult mai cald decât lăsat cu blana lui. Blana lui protejează de temperaturile urcate sau scăzute. Bine, da, de știut acest lucru. Da. Deci 8 căței în Dumbrava lui Pop, așa da, ai numit da, tu gospodăria ta, care este foarte frumoasă. Da. Încă o dată invităm pe ascultători să acceseze pagina ta de Facebook intitulată Canisa Iara cu Y. Da. E bine să fie mai mulți căței? Se joacă, se îndeamnă la mâncare, sunt mai sociabili cu stăpânii? Pui da, dar adulții nu. Adulții îi lasă împreună să joacă și așa mai departe, dar pentru a avea o relație apropiată și specială cu ei, trebuie să le iei pe fiecare în parte. Fiecare câine are temperamentul lui sau, nu știu, comportamentul lui. Altul e mai emotiv ca și oamenii de altfel și atunci trebuie să le iei pe fiecare în parte și să faci educație în felul lui. De exemplu, pe Iara, femeia de unde o și plecată numele Canisa Iara, cu ea mă duc la picior prin oraș, fără lesă, fără nimic. Dacă i-am spus Iara, vină aici, la mine vine. Deci are un temperament foarte echilibrat, să spun așa. Și ceilalți trebuie atunci făcut cu fiecare în parte, educate și așa mai departe. Specialiștii recomandă întotdeauna că un astfel de câine nu poate fi luat numai de dragul lui. Trebuie să-i oferi și condiții materiale, capacitate psihică și răbdarea necesară. Înțelegeți? Da. Mulți zice, oare e fain și că îl iau acasă. Dacă nu-i oferi un pic de timp și un pic de spațiu, ca să aibă unii să alerge, că ciobănescul românesc de Bucovina are nevoie de spațiu. Și atunci trebuie să-i oferi un spațiu unde să alerge, să se bucure și să joace el, să se desfășoare până la urmă. Da. Tu te ocupi din pasiune de acești căței, da. Dar spune-mi, să înțeleg bine și cu ceilalți membri ai familiei tale, da, cu fetele tale. Da. De exemplu, Adara, Ana, are 7 ani și se duce la fiecare, deschide țarcul, îi dă drumul afară, deci nu ăsta. Cu cei care sunt obișnuiți în ogradă și în curte, n-ai nicio problemă. Bineînțeles, cu cei care vin în ogradă și în străini, până la urmă, el își apără teritoriul și intră momentul ăla în pază, cum se spune. Care este cel mai frumos exemplar pe care îl ai, Ionuț Pop? Cel mai frumos exemplar e tot. Corect. Tot. Toți sunteți dragi și pentru fiecare am o dragoste aparte, să spun așa. Fiecare are dragostea lui. De exemplu, no, Crăiuții, cel mai mare și mai răsfățat și mai cu minte și așa mai departe. Iara e cea mai ascultătoare și are un respect altul. Deci fiecare câine în parte are respectul și dragostea lui în sine. Da, și Călinuca? Călinuca, da. Da, am văzut-o pe Facebook. Călinuca, e așa ca un ghemotoc. Da, Călinuca are o istorie în urmă ei și, nu știu, foarte mare drag față de ea, dar cred că în zilele următoare o să plece din Canisa Iara la un prieten care lucrează cu mine la Oculus, Silvi Crișeu, și stă de minge foarte mult timp. Chiar dacă am spus că nu o dau, că Linuc are ceva special pentru sufletul meu, o să fiu nevoit să asta, fiindcă nu o să mai pot împerechea cu ea. Atunci, ca să pot face pui cu ea, trebuie să o duc la alți masculi. Și atunci prefer să pleci la cineva, la un iubitor de animale, care știe ceea ce înseamnă să crești un câine și un astfel de exemplar. Cu cine ai fost la concursuri chinologice? Am fost cu prieteni din zona Clujului, din zona Satu Mare, din Blabistrița. N-aș vrea să dau nume sau să implic în discuția noastră, dar destul prieteni. Am fost de câteva ori, vă spun și vă mă repet acum, și am renunțat de a mă mai duce. Dar cu mulți țin legătura și în ziua de astăzi și colaborez.
în a schimba un pui, în a cumpăra un pui. Pur și simplu de pasiune, cum fac cei care cresc porumbei, iepuri și nu știu. În momentul de față, cât costă un pui de ciobănesc de Bucovina, Ionuț? Un pui nu are preț. Deci vă spun sincer, și acum cresc de vreo 11 ani câinii ăștia, pleacă de undeva cu toate vaccinurile, carnete, sănătate, vaccinați de parazitat, de undeva de la 150 de euro din canisă. Dar dragostea și, nu știu, momentele petrecute în cuib cu ei, deci cred că nici cu 500 de euro mi-aș da un pui. No, dar n-ai ce să faci până la urmă, că nu faci colecție de câini în grădină. Da, iar un câine de talie mare, așa cum ai spus tu, că se dezvoltă în 2 ani, cam la ce preț? Un câine cu de talie mare, cu rezultate în expoziții, cu pedigree în urmă și așa, poate să ajungă și la 3.000 de euro. Interesant, da. Cei care ne ascultă și își doresc un exemplar de ciobănesc de Bucovina, am spus, te pot contacta pe Facebook. Pagina se numește Canisa Iara. Rămânem la Maramureșeni, în Dumbrava lui Pop, cu Nastăncuța Iuga. Să s-au dus vestea în lume, Moroșeni, din lumea întreagă. Moroșan din neam în neam, mă mândresc cu tot ce am. Moroșeni miei măi, mi-e drag clopușină, frama, le-o purtat tata și mama. Moroșeni miei măi, că-s bocotan, mă. Ai, da, îs măreț, că-s moroșan, mă. Maramureș, patră dragă, de tine multe mă leagă, ai, multe mă leagă. Moștenit, mă. Ai, da, o minia și un cuțit, mă. O minia mi-n inimă, cu cuțitul tai slănină. Ai, da, tai slănină. Și cine? Ai, dacă am mult spre timp lângă mine, iar de aștept
așteptăm să fie, rânde cât e o veselie, ai da veselie. Continuăm să povestim Can Maramureș cu Ionuț Pop din Vișeul de Sus. Ionuț, ce știu eu este faptul că în realitate avem aproape 7 milioane de români plecați în străinătate. Să zicem că unii dintre ei sunt într-un dute-vino, alții nu cred că se vor mai întoarce în România. Ce țări au ales maramureșenii pentru a câștiga mai bine ca acasă? Da, maramureșenii au fost întotdeauna oamenii care au plecat atât în țară, la coasă, la muncile agricole prin țară, cât și în străinătate. Da, au ales țările Spania, Germania, Italia, Austria, Anglia, fiecare pune-o dus vântul, să spun așa. Eu am fost plecat, de exemplu, 12 ani, am stat în Spania, din 2000 până în 2012, unde m-am hotărât să mă întorc înapoi acasă, e dragul oamenilor și a locurilor noastre maramureșene. Ai plecat cu gândul să rămâi definitiv într-o țară străină? Doar să faci bani? Nu. Da, să fac bani. Visul meu a fost, așa cum am spus și la reportajul Cristinei Șoloc de la TVR1, să-mi iau un cap de tir. Ăsta a fost visul meu, să-mi cumpăr un tir. Dar soarta și viața au făcut să lucru pe tir acolo și... Da, am lucrat, dar n-am reușit, sau nu că n-am reușit, n-am mai vrut să-mi cumpăr. Văzând viața aia de om plecat, de parte de familie și de casă, atunci încet am renunțat la ideea de a-mi cumpăra un tir. Dar nu mai e o viață familie, da. Cum ți-a fost cu angajatorii de acolo? Patronul se poartă frumos cu românii, spanioli? Chiar zilele astea am stat cu două familii, dar una de spanioli și una de români, care veniți din Spania. Eu, cel puțin din experiența mea, am fost foarte bine primit acolo. Acum n-am fost primit cu chită și cu sare, cum ar fi pe la noi, da. Oamenii, dar oricum, sunt mult mai echilibrat și mai înțelept decât noi. Că noi românii, nu știu, cel puțin, cred că dacă prinzi un om la lucru, că tragi pe el până ies ochii. Ori ei totuși au ținut și au avut morală de fiecare străin care a ajuns în firma lor și la impresele lor, bineînțeles. Am fost foarte respectat, mai mult decât trebuia, pot să spun așa. Am dat peste oameni doar peste oameni buni. N-am dat peste oameni răi. Probabil nici nu sunt ei așa de răi spanioli față de alte țări pe care o mărsă asta. Dar, în general, da, a fost fain. Ai avut noroc și le-ai lăsat acolo. Nu spun că ai dat cu piciorul, pentru că ai venit acasă în sânul familiei. Da. Punctul care m-a făcut să vin acasă a fost într-o dimineață pe la vreo 5 când am venit de la... Serveam, eram ospătar, pe sfârșitele săptămânii eram ospătar acolo. Și dimineață pe la 5, după ce... Dai seama că am lucrat foarte mult și cine să margă mai departe a fost străinul, că nu mă spaniol. Du-te încoace. No, după ce m-a putut atâta noaptea bine, dimineața am venit acasă supărat și am desfăcut o sticlă de pălincă, de horincă de la noi. Da. Și era o sticlă tipic Maramureșului cu o pară înăuntru și am băut două pare de horincă. Dimineața la 6 avem antenă parabolică montată. Dimineața la 6 cânta deșteaptă-te române. Deci, când o cânta deșteaptă-te române, din momentul ăla capul nu mi-a mai stat acolo. Bine că nici până atunci nu mi-a stat capul, dar am ținut banii. Așa este, da. Înțelegeți? Și atunci am zis că eu gata, aici nu mai stau.
Și am mai stat foarte puțin, am venit acasă, m-am dus seară, deci am venit acasă, stăteam pe 3 luni, iar mergeam înapoi ca să mă acomodez și cu viața asta de la noi din România. Că vă dați seama, după 12 ani de zile mi-a fost greu să mă întorc dintr-o dată. Oricum veneam eu acasă în concedii și stăteam câte o lună de zile, că din Vișeu de sus și până în Petea plângeam ca un copil mic, ca un prunc. Da. Înțelegeți? Foarte greu plecam de acasă. Na. Și atunci am zis, bă, rădăcinile mele sunt aici, nu sunt acolo. Și asta vreau să vă spun, că au venit spaniolii ăștia, care o familie astea de spanioli, care m-au întrebat, Juan, cum reușiți să țineți Maramureșul la nivelul ăsta? Aveți restaurante faine, aveți Facebook, aveți ele. Azi, bă, omule bun, pe noi nu ne cumpără tehnologia. Noi suntem legați de tradiții, de obiceiurile noastre. Tehnologia, pentru noi, e un accesoriu, un detaliu. Bun, și noi avem Facebook și noi avem pagini de socializare, dar pentru asta nu ne spălăm creierul și încercăm să fim aceiași oameni cum au fost și părinții noștri și bunicii noștri. Acum cu oarecare modificări normale timpului în care trăim, dar încercăm să fim aceiași oameni și de asta probabil ne calcă pragul atâta mare de mii de oameni anual, că pensiunile pline și hotelurile pline la noi, de la Crăciun își fac rezervare pentru la Paști, de la Paști pentru la Sfânta Mărie și de la Sfânta Mărie pentru la Crăciun iarăși, de la sărbătorile de iarna. No. Oamenii caută și probabil așa ar trebui să fie tot românii și să încercăm să lăsăm problemele noastre de zi cu zi, să le lăsăm deoparte și să încercăm să fim mai amabili. Că am avut acum vreo 3 ani de zile, am avut un grup de turiști din Chile. Și bineînțeles, serviciul meu silvic pe care l-am, m-a făcut să mă duc cu ei, să îmblu cu ei pe munte. Și îmi zicea, cum puteți să fiți așa de liniștiți, așa de calmi, așa de populari? Și am zis, mă, să știi că nu facem mari sacrificii pentru asta. Băi, dau o gură de horincă și pui o zongură să cânte și gata treaba. Și că trebuie. Da, într-adevăr, sunteți oameni minunați, liniștiți, harnici, ospitalieri. Da. Spune-mi despre românii din străinătate, despre conjudețenii tăi. Crezi că mare parte se vor întoarce la locul natal, așa cum ai procedat și tu? Da, da. Din ce în ce mai mult se întorc mult mai mult acasă și-au făcut case, și-au pregătit acasă terenul, să spun așa, și siguranță se întorc acasă, că sunt foarte atașat și foarte legat de glia maramureșană și de tradițiile noastre și obiceiurile noastre. Uite, de exemplu, la Crăciun, când vezi flamele cu dracii amari, cu clopotele alea mari, de, nu știu, un set de clopote ajunge și la 80 de kilograme pe drac să le ție, să sară. Deci, sunt niște lucruri care nu le întâlnești nicăieri în România asta și în țara asta. Și fiecare zona țării are specificul și frumusețea ei. Dar Maramureșul poate mai fan ca celălalt, oare, nu știu, că mi-e drag mie sau că eu de aici. Îți împărtășesc această idee și mie mi-e tare drag Maramureșul și am pregătit pentru cei care sunt în afara țării. Da. Dacă îmi permiteți. Te rog. Vin oameni din toată țara asta și din lumea asta și nu găsesc locuri de cazare. Se întorc înapoi atâta de trist și așa de supărat. Și cred că ar fi bine să, nu știu, proiectele europene să fie mai la ele acasă aici. Ar trebui să fie accesate mai mult. Vin foarte, foarte mulți turiști la noi și nu au unde să stea. Fiindcă tot e full, e plin peste tot. Da. Dacă ne ascultă cine trebuie să-și ia notițe, exact, și să puncteze, da, pe fonduri europene și pe turismul rural. Am pregătit acum o melodie pentru românii plecați în străinătate, pentru maramureșenii. Ascultăm Angela Buciu. E ce când-ți pasăre
când am avut șase pui și am unus ani mărui. Pui, puișorii mei, când ați fost voi michichei, v-am dat mâncărușe bună și eu m-am lăsat plămână. Copilașilui îi crește și le dă la toți părând și el se lasă flămând. Crește ca pasărea pui și rămâne. Ionuț Pop, un maramureșan strajnic, dragă Ionuț, să pornim cu Mocănița pe Valea Vaser și da, să ne faci o ofertă așa ca în inima Maramureșului istoric. Da, Mocănița e pe Valea Vaser. Cale ferată forestieră în Vișeu de Sus, situată în nordul României, la granița cu Ucraina. De unde începe Valea Vaser? De la Vișeu de Sus, chiar de la răscrucele apelor de aici, Vișeu de Sus e situat între două râuri, râul Vișeu și râul Valea Vaserului, de la kilometru zero, cum ar veni, a orașului. Da, că aici se intersectează cu râul și formează râul Vișeu în jos. Ce să vă spun, e situat la granița cu Ucraina, reprezintă o bogăție atât din punct de vedere tehnic cât și din punct de vedere cultural. Pe traseu căi ferate circulă până astăzi lângă locomotivele diesel și locomotiva cu abur alimentată de lemn și apă și cărbune. Normal este folosită pentru transportat lemnul, nu? Dar da, acum da, și turiștii. Da, 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 da. Ea a fost începută construcția ei la 1930, s-a început calea ferată forestieră și... Care a fost scopul? Mai de mult la noi în Vișeu, lemnul se aduce pe plute, plutărit, pe apă. Și atunci au venit austro-ungarii și au început să facă ceva, să coboare lemnul mai util, mai ușor. Și atunci au început să construiască în 1932 calea ferată îngustă. Calea ferată îngustă de ce? Cu ecartament de 760 mm, pentru că curbele... râului Vișeu, râului Vaser și terenul accidentat și stâncos, nu putea să pună o altă cale ferată mai lată. Și atunci s-a făcut asta cu ecartament îngust de 760 pentru a putea fi luate curbele cu mai mare ușurință. Ori dacă calea ferată era făcută mai lată, curbele nu puteau fi luate așa în loc, cum se spune, prin zona noastră. Și imaginați-mă o garnitură de 20 sau 30 de vagoane de bușteni, foarte greu să fi încadrată pe o cale ferată mai lată. Și atunci s-a făcut calea ferată îngustă. Tu cunoști foarte bine acest traseu. Spuneai mai la începutul discuției noastre că ești angajat la Romsilva, deci ești pădurar, da? Da, da, da. Mai mult ghid turistic și no, în ale silviculturii cu oameni care le place să străbată. Asta datorită și faptului că vorbești o limbă străină și atunci da, mă duc cu francezi, că e mai ușor să vorbesc cu ei și cu spanioli, cu nemți. Mă duc cu ei, no, și îmi place chestia asta și cineva trebuie să facă și lucrul ăsta. Și ai timp da, pentru așa ceva, pentru trasee? Timp este pentru orice, numai să vrei omul. Pornim și noi, Mocănița, trenul drag, ascultăm Axenia Rozniciuc.
ai furtat. Cu țăpin și cu săcure duceai omul la pădure. Cu țăpin și cu săcure duceai omul la pădure. Și cu draghei să muncească, și cu draghei să muncească, să ducă o pietă acasă, să ducă o pietă acasă, la coconi și la nevastă, la coconi și la nevastă. Șeful de tren să treza, șeful de tren să treza, nici o lampă nu ardea, nici o lampă nu ardea. Frânarii și aduna, pe vasăr cu drag pleca. Frânarii și aduna, pe vasăr cu drag pleca. Și când era obosit, și când era obosit, să opreau pe la borcut, să opreau pe la borcut. Cu pumnii apă să bea, să-și astâmpere să tea. Cu pumnii apă să bea, să-și astâmpere să tea. Și la umbra fagului, și la umbra fagului, și-mi mirosul bradului, și-mi mirosul bradului. Gândurile și-a aduna, și la coconi să gândea. Gândurile și-a aduna, și la coconi să gândea. Cât ar fi de osteniți, mărg acasă fericiți. Cât ar fi de osteniți, mărg acasă fericiți. Ne ținem de vești și povești. Stimați ascultători, v-aș mai spune că pe lângă pasiunea pentru câinii din rasa ciobănescă de Bucovina, Ionuc al nostru din Maramureș știe a cânta și a juca exact moroșenește, pentru că a fost membru activ în ansamblul Maramureșul din Vișeul de Sus și este mândru că a participat ani bun pe scenă la multe concerte cu acest grup. Povestește-ne, Ionuț, despre peripețiile tale cu ansamblul Maramureș. A fost și o mare distracție, cred. Da, de peripețiile frumoase, că nu vreau să vă spun că am făcut baie în mare ge îmbrăcat rănești, cu ceptar pe mine și cu gaci. Da. Ce să vă spun, am umblat în toată lumea asta, mi-a fost foarte drag, am fost în ansamblu Flori de Maramureș la Vișeu și am umblat în lumea asta în lung și în lat. Și sub agheta doamnei Anica Igna și domnul profesor de Igna, care ne-a îndrumat întotdeauna și a fost pentru noi niște părinți. Și am rămas cu multe lecții de viață din toată povestea asta cu ansamblu de la Vișeu de Sus, Flori de Maramureș. Da, am văzut lumea asta, începând de la toată România, pot să spun așa, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Germania, Austria, bineînțeles, înainte de 2000, să vezi toate lucrurile astea, era un lucru foarte mare. Sigur. Când plecam în turnee, parcă noi am înființat măsul pe azi, eram de mândri și de artiștii bucuroși. Și diplomații mergeau în străinătate, da, înainte de 89. Pleca. Deci vă dați seama că trebuia să meargă la consulat, la Sibiu, să ne pună viză, la alții ne pune, la alții nu, alții rămânem acasă. Nu, era așa atunci o stare, parcă eram la examen când plecam într-un turneu. Dar pentru asta am umblat și am văzut foarte multe frumoase și am dus folclorul maramureșan pe cele mai înalte piscuri ale lumii. Unde în Germania, aș vrea să vă spun că am luat locul 5 în clasamentul festivalului din peste 170 țări și locul 1 la folclor. Imaginați-vă că acolo au fost foarte, foarte multe grupuri, foarte multe ansambluri din toată lumea asta, din o grămadă de țări. No. Și să iei locul 1 la folclor era ceva. Și atunci am realizat, după premiul ăla, că unde calcă maramureșanul, de fapt, e ceva. Deci când auzai o învârtitură, o tropotită, o strigătură, fetele roșii în obraz, așa, pufoasă, cum le place da. La oamenii locului. Păi da. Nu degeaba avem și melodia Ios Fecior de Moroșan, pe care ți-o dedicăm cu mare, mare mulțumesc, drag. Mulțumesc. Și mulțumiri pentru participare și colaborare la această emisiune Vești și Povești. La Vișeu de Sus și
și vă aștept pe Valea Vaslui cu Mocănița într-o aventură. Cu drag revenim la Ionuț Pop din Dumbrava lui Pop, Vișeu de Sus, Maramureș. Fecior de Moroșan, și din codru câte un an, și din codru câte un an, da și la mândra câte o lună, cât fecior de mamă bună. Hai, după pui de Moroșan, după pui de Moroșan, să nu dai cu bolovan, să nu dai cu bolovan, că de nu-l inimeri, dacă de nu-l inimeri, vai de capul tău asi, vai de capul tău asi. Oi, pe baierul străiță mele, pe baierul străiță mele, scrisi numele tău, lele, scrisi numele tău, lele, scrisi numele Mărie, cu mărgele de omnie. Șapte scol, până în ziua șapte scol, alții mor de dorul lor, da, alții mor de dorul lor. Oi, câte mândre-n brața strâns, câte mândre-n brața strâns, tă-te după mine-o plâns, tă-te după mine-o plâns. Și pe tine de te strânge, și pe tine de te strânge, și tu după mine plânge, și tu după mine plânge, și nu mi uita șohan, că-ți fecior de Moroșan, da, și nu mi uita șohan, că-ți fecior de Moroșan.